Bună, sunt Mihaela și astăzi vă voi arăta cum folosesc eu tatuajele pe bază de apă. De ce aveți nevoie? În primul rând, bineînțeles, de tatuaje pe bază de apă. Aceste tatuaje m-au costat foarte puțin. Luați-le ieftin, nu dați bani prea mulți pe aceste tatuaje, pentru că funcționează la fel, că e de 1 leu sau e de 6 lei. Aveți nevoie de o unghie degresată, da, care să nu aibă strat lipicios. De un foarfe cu care vom tăia tatuajul. Un șervețel. Apa în care vom înmuia tatuajul și un top pe care îl vom da peste tatuaj. Bun. Mai întâi ne alegem ce model vrem să punem pe unghie. Eu am să pun ceva de pe această bucată de hârtie. După cum observați, tatuajele au acest plastic pe deasupra. Puteți să-l aruncați, nu ne folosește și nu afectează nimic, cu nimic tatuajul. Bun, ia să vedem. Voi pune de aici din colț. Veți tăia tatuajul. Cât mai aproape de imagine, dar nu trebuie să insistați, să fiți foarte aproape. Bun. Și se pune în apă. Iar acest tatuaj e nevoie să stea vreo 5-10 secunde, n-are nimic dacă stă mai mult. Scoatem tatuajul. Și veți vedea că începe să se dezlipească. Dacă nu se dezlipește, înseamnă că mai trebuie mai mult. Începe să se dezlipească de pe carton. Îl aplicăm pe unghie. Pe dorin. Apoi vom lua șervețelul și vom lua excesul de apă de pe tatuaj, de pe unghie. Acum tatuajul nu se mai mișcă. Când are apă, se mișcă pe unghie, dar când i-am luat apa, nu se mai mișcă. Așa, îmi sigurăm că se mișcă bine. Și dăm cu top pe deasupra. E bine să aplicăm un strat dublu de top. Ce înseamnă asta? Dau acum un strat rusu și apoi mai adaug unul. Pentru ca tatuajul să nu își facă loc prin top și să se desprindă de pe unghie. Usuc și mai adaug încă un strat. Mai adăugăm un strat. Îl uscăm o lampă. Și am terminat unghiuța. Să aplici aceste tatuaje este o metodă foarte simplă
de a-ți decora unghia. Este foarte ușor și la îndemâna tuturor. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă doresc numai bine, la revedere!